Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Victoria Pietraru și vă prezint ora știrilor. După mai bine de două luni de pauză, aleșii poporului s-au întrunit astăzi în ședința. În plenul Parlamentului s-au prezentat 92 din cei 101 deputați. Pe ordinea de zi figurează 29 de proiecte de lege care urmează a fi examinate și expuse votului. Printre acestea se numără mai multe legi pentru ratificarea unor acorduri, dar și alte inițiative sociale. În debutul ședinței, liderul Partidului Democrat, Pavel Filip, a anunțat că formațiunea sa se retrage de la guvernare. Dar a precizat că va susține legile care sunt în beneficiul oamenilor și care reies din parcursul european. Ultima oară, forul legislativ s-a întrunit în ședință în data de 11 septembrie. Deputatul Sergiu Sârbu a anunțat în mod oficial în ședința de astăzi a legislativului decizia a 6 parlamentari de a părăsi grupul Pro-Moldova și crearea platformei pentru Moldova. Din ea fac parte inclusiv membrii fracțiunii Partidului Șor, formată din 9 deputați. Deputatul Sergiu Sârbu, unul din fondatorii platformei pentru Moldova, exclude o eventuală revenire la Pro-Moldova, ca răspuns la o aluzie făcută din partea liderului grupului Pro-Moldova, Adrian Candu. Sârbu susține că au existat motive pentru care el și colegii săi au plecat din acest grup. Majoritatea fondatorilor Partidului Pro-Moldova, cei care au stat la baza creierii partidului, au plecat nu pentru a se întoarce. Dacă au plecat fondatorii, cu siguranță au fost motive. Sper să nu ajungem ca să trebuiască să dezvăluim toate dedesubturile. În același timp, parlamentarul le-a amintit celor care consideră că deputații sunt în serviciul liderilor de partid, că greșesc amarnic. Deputații sunt doar în serviciul poporului. Noi nu suntem marfă, noi nu suntem proprietatea nimănui, și nu suntem obligați să facem agenda cuiva. De aceea noi vom merge exclusiv pe agenda proprie, pe agenda cetățenilor. Noi vom vota doar în interesul oamenilor, proiecte bune pentru oameni, proiecte bune pentru țară. Și nu vom admite niciun fel de etichetări, nu vom admite niciun fel de teste sau alte presiuni din partea nimănui. Sergiu Sârbu a anunțat la ședința Parlamentului, în mod oficial, decizia celor 6 deputați de a părăsi Pro-Moldova și crearea platformei parlamentare pentru Moldova, din care fac parte cei 6 deputați plecați din Pro-Moldova și 9 parlamentari ai Partidului Șor. Încă o promisiune făcută de Partidul Șor cetățenilor în campania electorală pentru alegerile prezidențiale a fost realizată la nivel național. Formațiunea a înregistrat încă în luna septembrie un proiect de lege prin care a propus ca oamenii de la sate care cresc animale domestice pentru consum propriu să beneficieze de subvenții pentru fiecare animal în parte. Miercuri, guvernul a aprobat un regulament inspirat din inițiativa deputaților Partidului Șor, informează serviciul de presă al formațiunii. Decizia guvernului prevede acordarea plăților directe pe cap de animal cu scopul de a ameliora diminuarea continuă a efectivelor de animale, a costurilor mari de întreținere, precum și a condițiilor dificile de activitate a fermierilor deținători de animale. Astfel, cei care cresc bovine de rasă specializată vor primi câte 7.000 de lei pe cap de animal, iar deținătorii de ovine de rasă specializată sau caprine câte 500 de lei. În cazul animalelor de rasă pură, valoarea plății directe va crește cu 50%. Pentru acordarea subvențiilor din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural vor fi alocate circa 62 de milioane de lei. Partidul Șor s-a declarat mulțumit de faptul că inițiativa sa a fost preluată de executiv. Producătorii de cartofi din țara noastră se plâng că nu au unde își vinde roada. Producătorii lor, din cauza pandemiei, cererea din partea restaurantelor și cafenelelor, dar și consumul, este mai mic. Mai mult, rafturile magazinelor și tarabele din piețe sunt pline cu produse de import, care se vând la un preț mai mic decât cele moldovenești.
Radu Grosu cultivă cartofi de mai mulți ani pe terenurile pe care le deține în satul Dubăsare, raionul Criuleni. Este unul dintre marii producători din țara, căror produse sunt livrate în piețele și rețelele de magazine din capitală. În acest an, bărbatul a obținut o roadă bună din cele 5 soiuri de cartofi plantate pe 100 de hectare, lucru care l-a bucurat enorm, însă acum nu știe cum să-și vândă recolta pentru că nu există cerere. Totuși este o lipsă foarte mare din partea consumatorilor și un factor foarte important este sfera Horeca, da? Care deci, respectiv nu se consumă cum se consuma anii precedenți. Avem toate șansele să rămânem cu cartofi pe anul viitor. Un alt factor care împiedică vânzarea cartofilor moldovenești este faptul că piața locală este împânzită de produse importate care se vând la un preț mai mic decât cele autohtone, spune Radu Grosu. Prețul din afară, din import, este, cred că, în jur cu vreo 20% mai ieftin ca cartoful produs autohton. Bănuiesc eu că beneficiază de subvenții adiționale care le permit să vândă cartoful mult mai jos, ceea ce noi nu putem să comercializăm la un preț. Bărbatul spune că anul trecut situația a fost total diferită în această perioadă a anului. La noi era un deficit de cartofi și era prețul foarte, foarte ridicat, era cererea mult mai mare. Și deci în perioada asta, deja cam la sfârșit de noiembrie, noi deja finalizasem cartoful nostru care l-am produs. Și respectiv am fost nevoiți să facem achiziții de la alți fermieri locali sau chiar am început a face import. Pentru ca situația să revină la normal, autoritățile ar trebui să stopeze temporar importul de cartofi sau să majoreze taxele vamale, susțin reprezentanții Asociației Producătorilor de Cartofi. Prea mult se importă și atunci producătorii noștri sunt în pierdere. Ei investesc în cement, ei investesc în piept, ei investesc în depozite de păstrare, ca până la urmă să nu-și poate realiza cartoful cu 4-5 lei, care este un preț destul de bun. De cealaltă parte, responsabilii de la Ministerul Agriculturii spun că nu pot interzice importul acestei culturi și că până acum producătorii de cartofi nu au sesizat autoritățile că ar avea probleme. Ministerul nu poate să intervină în contextul în care țara, Republica Moldova, este membru a Organizației Mondiale a Comerțului și conform acordului, noi trebuie să organizăm sau să oferim condiții egale de vânzare, liber schimb pentru stoc. Potrivit statisticilor, în Moldova se consumă în jur de 110 kg de cartofi per cap de locuitor. În acest an, culturile de cartofi s-au întins pe o suprafață de aproape 23.000 de hectare, cu aproape 5.000 mai mult decât în 2019. Datele Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor arată că anul curent țara noastră a importat aproape 45.000 de tone de cartofi, iar anul trecut peste 51.000 de tone. Prețul unui kilogram de cartofi este de 5-8 lei, în timp ce în 2019 a ajuns chiar și până la 20 de lei per kilogram. Activitatea depozitului de colectare a metalului uzat amplasat în apropierea intrării în orașul Hâncești a fost suspendată total de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului. Decizia a fost luată în urma unor verificări care au demonstrat că întreprinderea funcționa ilegal. Inspectorii care s-au deplasat la fața locului au depistat că nu este respectată procedura de amplasare a depozitului, iar colectarea și depozitarea metalelor feroase și neferoase de pe acel teren nu era autorizată. De asemenea, au fost depistate scurgeri de uleiuri industriale în urma arderii deșeurilor de cauciuc. În ultimele 4 luni, autoritățile au emis mai multe prescripții care au fost ignorate de compania care gestionează punctul de colectare a fierului vechi, așa că a fost luată decizia de suspendare totală a activității depozitului. Agentul economic a fost obligat să amplaseze corespunzător recipientele destinate pentru păstrarea, selectarea deșeurilor de metale neferoase, baterii și acumulatoare uzate pentru a evita riscul de amestecare a resturilor periculoase cu alte categorii de deșeuri. De asemenea, containerele urmează să fie etichetate corespunzător. Reluarea activității companiei va fi posibilă doar după executarea prescripțiilor indicate.
prescripțiilor indicate. La sfârșitul lunii trecute, televiziunea noastră s-a deplasat la fața locului și a vorbit atât cu localnicii nemulțumiți, cât și cu autoritățile orașului Hâncești, care au promis că vor organiza proteste dacă nu va fi sistată activitatea depozitului de colectare a metalului uzat. Numărul deceselor provocate de COVID-19 pe plan global a atins nivelul record de peste 10.800 de cazuri în doar 24 de ore. Cele mai multe au fost raportate de Statele Unite și țările europene, care sunt lovite dur de al doilea val de pandemie. COVID-19 ucide și în România. Morgile sunt pline, iar oamenii care s-au stins sunt puși în containere. Între timp, Elveția a rămas fără niciun pat liber la terapie intensivă, iar Ungaria a prelungit până la 8 februarie starea de urgență. Cu aproape 384.000 de infectări în ultimele 24 de ore, în România a fost înregistrat un record absolut de îmbolnăviri, aproape 10.300 de cazuri noi. Pacienții care mor din cauza complicațiilor COVID-19 în Spitalul Județean din Sibiu, județul cu cele mai multe infectări, sunt duși la morgă în containere. Iar la Timișoara, trupurile celor decedați nu mai încap în morgă și sunt înghesuite într-un tir frigorific cu 50 de locuri, amplasat pe un stadion. Rudele vin să identifice cadavrele, însă acest lucru poate dura chiar și câteva săptămâni, pentru că majoritatea lor sunt în izolare. Și avem cazuri în care membrii familiei sunt carantinați, fiind pozitiv la domiciliu, și atunci undeva trebuie să avem grijă de aceste corpuri până ies din izolare și să facă serviciu mortuar. Și în Elveția toate paturile de terapie intensivă sunt ocupate. Doctorii elvețieni i-au îndemnat pe pacienți care sunt deosebit de vulnerabili să ia în considerare scrierea unui testament în care să specifice dacă vor să fie conectați la aparatele de menținere a vieții. Între timp, de 15 zile, Statele Unite raportează zilnic mult peste 10.000 de cazuri noi. Pentru ultimul milion de infectări a fost nevoie de numai 6 zile. Numărul americanilor spitalizați în acest moment a atins un record de 77.000. În altă ordine de idei, Organizația Mondială a Sănătății avertizează că vaccinurile nu vor sosi la timp pentru a lupta împotriva celui de-al doilea val al pandemiei, pe care multe țări vor continua să-l înfrunte. Iar Comisia Europeană recomandă folosirea testelor rapide cu precădere în cazul celor simptomatici. Kiturile sunt mai puțin precise în detectarea virusului la asimptomatici. Pe de altă parte, un studiu efectuat de medicii spanioli arată că mulți dintre cei care au câștigat lupta cu noul coronavirus se trezesc în fața unui drum anevoios al recuperării. Lista simptomelor care apar după COVID-19 este lungă. Oboseală, dificultăți de respirație, dureri musculare, pierderea memoriei și căderea părului sunt doar câteva dintre ele. A plecat în pădure după ciuperci și nu s-a mai întors acasă. Un locuitor al satului Micăuți, raionul Streșeni, în vârstă de 63 de ani, este căutat de rude, polițiști și un grup de voluntari, după ce a dispărut acum 3 zile. Poliția a fost sesizată despre dispariția acestuia joi de către soția bărbatului. Oamenii legii solicită ajutorul cetățenilor. Entele. Înălțime 1,80 m, ochi căprui, corpulență medie. La data dispariției, bărbatul purta pe cap o căciulă neagră, era îmbrăcat într-o geacă bej, pantaloni negri și încălțat în papuci de culoare neagră. Din spusele localnicilor din sat, acesta ar fi fost văzut în ziua dispariției, deplasându-se în direcția pădurii. Potrivit poliției, bărbatul a mai dispărut de acasă acum 3 ani, atunci când a fost găsit peste o săptămână pe traseu, deplasându-se pe jos în direcția raionului Căușeni. Persoanele care l-au văzut sau cunosc informații despre locul aflării acestuia sunt rugate să sune la serviciul unic de urgență 112 sau la poliția. Doamnelor, domnilor, atât pentru această oră. Eu sunt Victoria Petraru și vă dau întâlnire cu noi informații la ora 19. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Alături de noi, la revedere!